Ага. Okay. Vă salut cetățenii, azi avem o ediție mai scurtă, doamna Măriuca Androne, nu mai ai loc bă băiatule, de edițiile ei speciale, așa ceva, intrăm direct în burta treburilor ca să economisim timp, mă ajută și colegii din regie, înainte de a toca știrile pe care le-au scris colegii noștri în presa online sau pe acolo locuri de hârtie, dacă mai există, facem și noi un apel călduros către administrația municipiului Constanța, numai dacă se poate, numai că nu-i deranjăm, numai dacă nu e foarte complicat, după 30 de ani de ceasurile, dacă se poate, bă, dar numai dacă se poate, să, să, avem și noi niște ceasuri bune în sensul că să funcționeze alea a trei ceasuri de la, de la Dacia, din intersecție, care nu mai funcționează după vremea lui Ceaușescu. Sigur, acum între noi fie vorba, bă, ce-o fi mă, așa de complicat? Bă, da, de ce nu fi putut mamazele să pună trei ceasuri de Doamne ajută acolo? Bă, să zic că da, cât, atât, cât e ceasul, vericule? Dar am înțeles, o fi greu cu temperatura, o fi greu cu alte informații, bă, dar nu s-o putea. Înțeleg că nici nu n-a putut. Nu, n-a putut nici făgădău să pună. Doamne, era să spun dracu, dar e urât. Să pună acolo trei panouri să funcționeze. Băi, le punea cu dalea solare, nici curent nu trebuia să le dea. Că funcționau pe curentul pe care îl dă Sfântul Soare. Uite, asta e monumentul. Tovară Șuchițac, ai venit după mază, ai venit după Făgădău. Fă, bre, trei ceasuri acolo, fi complicat. Dacă nu poți, cheamă-i pe elevii de asta să am înțeles că sunt niște copii de ăștia la liceele din Constanța care le-au rezolvat la ăștia, la american, problema cu bazele de pe Marte. O putea, cu trei ceasuri acolo. Fac un apel călduros către olimpicii de la Mircea, de la Decebal, de la Ovidius, de pe unde mai sunt ei, de la Eminescu, bă, de la toate liceele din Constanța. Dragi copii, ajutați-l pe domn primar, săracul, nu poate să rezolve problema, e grea. Trei ceasuri. Pă dacă erau alții, fac apel și către cetățenii care se ocupă cu... Să-i facă rost trei de trei ceasuri bune lui domn primar? Să le pună acolo să funcționeze, bre? A? Nu s-o putea. Domnul Vergil, nu vă întristați. N-a putut nici mazăre săracul! n-a putut nici făgădău. Dacă nu puteți nici dumneavoastră, aia este, bre. Așteptăm să vină americanii. Poate ne pun ei trei ceasuri. <laughs> Sigur, în timp ce toți cetățenii noștri trec până intersecție pe la Dacia și văd acest monument funerar al celor trei ceasuri care nu au funcționat de 30 de ani, de mai bine de 30 de ani pe vremea lui Ceaușescu. Onorabilii noștri politicieni au declanșat cearta pe banii primăriilor. De ce? Pentru că bani, vericule, pentru că bani. Și eu o să zic atât, Ica, citesc din constanțeanu.com, ceartă pămpărțeana banilor pentru primăriile din județul Constanța, Felix Stroie, tătânele PSD, a strigat, este o rușine strigătoare la cer, iar Mihai Lupu, penelist și președintele Consiliului Județean, a zis, nu au fost atribuite sume pentru festivism. E, așa e pe scurt, dar stați să vedeți pe lung, pe lung. Pe lung, după părerea celor de la Consiliul Județean, a liberalilor practic, Sumele au fost reapartizate UAT-urilor din județ, adică primăriilor, unități administrativ teritoriale înseamnă UAT, de către Comisia de Analiză a Solicitărilor. E, atenția lui! În baza solicitărilor primite de către instituția noastră, zic domnii de la Consiliul Județean, de la reprezentanții primăriilor din județ. Filiala județeană a Partidului Social-Democrat PSD. Constanța? care nu e deloc de aceeași părere, a anunțat că a luat cu indignare, vericule, și protestează față de modul în care Consiliul Județean Constanța a repartizat pe unitățile administrativ-teritoriale sumele de bani. Acum, doamna Măriuca, care a vorbit mult cu invitatul din seara asta, mi-a mai rămas și mie jumătate de oră de găvărit aici, a face semne pe la geam. Nu văd exact ce semne, sper că nu se de -alea cu semnul victoriei cu un deget. Noi la ce eram, la împărțeala de bani. Bun, deci, care va să zică ce zice domnul Felix Troie, tătânele PSD? Nu se înțelege că acum la PSD Constanța s-a înființat funcția de tătâne. Președinte, cum ar veni, da? Suma totală care se repartizează astăzi unui număr de 69. O, băi, domnul președinte, o fi predestinat, vrei! 69 de oateuri? este de 27 de milioane și 134.000 de, de lei noi, așa după mintea mea, deci undeva la fo 5 milioane și ceva de euroi, dintre care cei mai mulți bani îi primește Ciocârlia, ah, Aliman. Bă, aproape un milion de lei leușteni. Dar ce face domnul de la Aliman care, pe care nu-l cunosc bă, cu un milion de lei? S-o construi vreun aeroport acolo, ceva mă gândesc. Hă? Are omul proiecte, face metropă sub Aliman, nu știi, face și o seadă cu să se bucure turiștii. Hă? Așa o fi. Eforie. Păi și asta... Ion Corvin, ei, păi, atenție, la Ion Corvin trebuie, băi, aproape un milion și la Ion Corvin. Păi omul ăla are ca la Hollywood, acolo scris cu litere mari pe deal, Ion Corvin. Bine, casele sărăcie, cad peste oameni. Coșcovite, vai de capul lor. Dar scrie acolo frumos pe deal, Ion Corvin. E normal, vrei să-i dea mai mult. Domnul președinte, domnul Felix Troie, nu se poate, bre. Trebuie să păstreze și omul puțin treaba acolo. N-a nimic că să prăbușesc casele, că sunt ulițele vai de capul lor cu grob de 5 metri adâncime. Trebuie să obrazul subțire cu cheltuială se ține, brei. Aia e. Sigur. Comparativ, zice domnul Felix Troie, președintele PSD, localitățile conduse de primar PSD primesc sume chiar și de 20 de ori mai mici. Oh, ia. Agigea. Băneasa. 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 Ca cast să-lui de la PMP. Dar și ăsta băgat și el la grămadă. Așa, lista e lungă, costinești. Cumpăna? A avut cineva curaj să-i dea lui doamna de la cumpăna mai puțin bani? Oh, 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 oh. Ăsta curaj vericule. Mie nu dă Felix, mi-ar fi frică. Nu. Domnul Lupu, aveți grijă. Puneți câinele la intrare. Zece la te trageți ivărele! Dați drumul la miliție, dacă vine doamna Gâjiu, cu fulgi cu tot îi mănâncă pe toți, încuiați-vă în birou. Așa, în fine, zice domnul Stroie, multe, multe, multe. citiți materialul, e mai lung, îl citiți în constanțeanu.com. Domnul Lupu îi răspunde, mă rog, în fine, sigur, domnul Felix Stroie zice și așa, liberalii își bat joc de locuitorii județului Constanța, inclusiv de cei care au votat în localitățile care acum sunt văduvite cu de fonduri, este o rușine strigătoare la cel și o palmă dată tuturor celor care trăiesc și muncesc în mediul rural. Așa ceva este inadmisibil. A zis domnul Felix Troia, domnul Mihai Lupu, de, partea de la PNRI, a zis că repartizarea pe OAT-uri a cotelor defalcate din impozitul venit, adică a cașcavalului, ca să ne exprimăm mai clar, s-a realizat ținându-se cont de proiectele de dezvoltare locală în funcție de priorități. Ce v-am zis? Deci omul de la Aliman face metropă sub Aliman, da, trebuie omului bănuțul, nu se poate să rămână așa fără... Și face și aeroport, trebuie să... are omul nevoie de bani Toate sumele merg spre dezvoltarea acestui județ, exact cum am precizat încă de la deputul mandatului Le recomand, zice domnul Lupu, domnilor primar să fie extrem de atenți la proiectele pe care le-au în vedere Astfel încât să asigurăm o dezvoltare armonioasă și sustenabilă județului nostru eu acum întreb altceva. Cine are curaj să introducă odată reforma aia administrativă? Pentru că, fraților, pe lista asta pe care am văzut-o eu, sunt o grămadă de comune care ar trebui comasate. Sunt comune că ce ăsta? Uite, Vulturul. Păi Vulturul nici nu știu dacă mai are o mie de locuitori. Aia e comună? Astea sunt comune create pentru clienți de partid. Bine, Vulturul care acum nici nu știu, o fi la PSD sau n-am idee pe unde o fi. Pe la PNL? A? Pe unde o fi? Ia. Ia, stați că vă spun imediat. Cred că la PNL. Nu, e la PSD. Și deci, mă rog, mai sunt o grămadă. Care sunt la PNL? Care sunt n-are absolut nicio importanță vehicul. N-are absolut nicio importanță. Sunt comune care sunt mult mai mici. Să avem și noi niște comune de 5, 7, 8, 10 mii de oameni. Nu-i mai dai niciun ban. Și asta cu împărțitul banilor de la Consiliul Județean. Păi Consiliul Județean să se rămână cu banii la teșcherea. Să spune, ia să facem bă noi niște proiecte județene. Nu se împartă la... Nu. Păi ce te ales uh, lumea primar? Ca să stai cu mâna întinsă la Consiliul Județean? Hai bine că sunt unii care da. Bun, uite, de exemplu, Medgidia. La Medgidia, tone de proiecte. Orașul ăla trebuie reconstruit în temelii. Păi, acolo, Consil... acolo Consiliul Județean Constanța trebuia să marce cașcavalul gros. Că să asfaltează toată Medgidia, de care a avut grijă domnul dar am promutat 30 de mii de milioane de miliarde de nu mai amintesc cât de dolari, dar ajuns Medgidia să plătească, să-și dea bugetul mai părată la bancă. Am uitat cum le cheamă. Ne-a amintit că Mucinescu... Nu, Moinescu! 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 Domnul Moinescu, dar a fost primar, zice că am florit Medgidia dar mă rog, semâna ca bășina porcului când m-am uitat eu. Poate nu m-am uitat bine. În fine... <coughs> Să trecem, dragi prieteni, să ajungem la municipiu, că e timpul mai scurt. Ne semnalează domnul Cristian Hagi în publicația CT100.ro că domnii consilieri al lui Bourceanu au avut și ei în sfârșit o idee bună, vă bă, băiatule. Da, da, știu că poate sunt rău, așa, așa mi se pare mie, așa se vede de la mine de pe scaun, consilierii lui Bourceanu, de să ocupă acum de municipiu, au și ei în sfârșit o idee bună, vor să elibereze, bă, pentru o zi, două, acolo, pentru un tip limitat, să elibereze centrul orașului, să respire centrul orașului, să se întâmple poate niște evenimente interesante, să meargă lumea pe jos și așa mai departe. Consilierii liberali, scrie Cristian Hagi în CT100.ro, vor să închidă o parte din bulevardul Tomis din aprilie până în octombrie în weekenduri. Ia să intrăm noi puțin în burtă, să vedem care e treaba. Liberalii vor să inițieze programul Constanța Coffee Break. Bă, ne-am murdărit toți la gură de engleză. Mai ștergeți-vă, mă, puțin. Fii ar să fie, dar Constanța pe jos nu era a? Constanța la pas? afea în centrul oraș? Nu știu, Constanța... Lib Bă, altceva în limba română nu se putea? Ne-am dat, dracu. În fine, reiau. Liberalii vor să inițieze programul Constanța Coffee Break prin care să instituie o zonă de promenade pe Bulevardul Tomis, tronsonul cuprins între intersecția Bulevardul Tomis și Bulevardul Mamaia, adică la Capitol și intersecția Bulevardului Tomis cu strada Taia. Adică la lupo, prin redirecționarea traficului rutier în perioada cuprinsă între ultimul weekend din aprilie și ultimul weekend din luna octombrie, de vineri de la ora 19 și până luni la ora 2 de dimineață, precum și în zilele de... -l 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 -l. Mă rog, există un referat care s-a dus la Consiliul Local. Detaliile le găsiți în ct100.ro, materialul semnat v-am a tras atenția de Cristian Hagi. Bă, în punctul meu de vedere nu e rău. Adică sigur, în sfârșit, oamenii ăștia emit și ei o idee între... Dar sigur, ca toate ideile venite dinspre grupul PNL trebuie luate la pilă, Da, luate în rașpel, așa, ca altfel în răspăr, nu se poate. Este mult, este foarte mult să blochezi un oraș care e turistic. Și în care se presupune că vin niște autocare, domnul consilier, dacă se aude de acolo cu câte 40-50 de oameni care au 60-70 de ani. Păi matare crezi că eu un pun turiștii să meargă pe jos de la capitol? Nu mai vin în orașul Constanța, e simplu. Cred că trebuie puțin gândită, trebuie analizată, trebuie dezbătută în sine, însă ideea e bună. Da, s-a mai discutat și pe vremea lui Făgădău, știu că am discutat și eu într-un... Mă rog, și Consiliul al ONG-urilor s-a întâlnit o singură dată cu Făgădău, că după aia nu s-a mai întâlnit nimeni cu nimeni. S-a discutat această idee și s-a și întâmplat o zi. O zi s-a oprit circulația în centrul orașului Constanța. Da? Și s-au întâmplat lucruri, s-au scos afară mese, s-au făcut evenimente, au apărut happening și așa mai departe. Dacă nu știți ce e happening dacă tot v-ați murdărit la gură de engleză, luați de citiți, domnii consilieri. Și așa mai desigur că se poate, bă, dar e prea mult. Adică, părerea mea, că de vineri seara, e prea mult. De sâmbătă dimineață până duminică la prânz sau o... atât. E mult. În rest nu poți să ucizi circulația pentru că nu poți să ucizi circulația. Trebuie să fii minimum nebun. Uh, adică să omori pe toată nebun în sensul fluidizării traficului, nu nebun cu dungă roșie în buletin. Repet, citiți toate detaliile în ct100.ro. Mai dăm o veste excepțională venită de la municipalitate. Toate problemele, văd în Constanța, s-au terminat, prieteni. Constanța strălucește, se învârte după soare, Chițac vrea primărie nouă. Da! Asta ne lipsea nouă la Constanța, o primărie nouă, bă, că în rest s-au rezolvat toate. Iarba s-a tuns, nu se mai ascunde calul în ea, toate șoselele s-au asfaltate, traficul, bombonică! Faci un minut în poarta 6 până în Tomis Nord. Da, autobuzele electrice, bă, toate se învâr după soare. Habar n-avem noi și când toate astea, fiind gata, domnul Chițac s-a dus la primărie, a zis, băi, și primăria. Da, citim din focuspress.ro, dragi prieteni, primarul Chițac are planuri mari, vrea să cumpere sau să construiască o primărie nouă. Uh, și există și un proiect de hotărâre care se referă la cumpărare sau construire. Ce va fi supus votului? Probabil o mandatare sau așa ceva. Uh, Sigur, una peste alta, primăria și-a depășit mult uh, capacitatea locativă. Bă, dar serios, cred că până acolo mai avem de asfaltat, de săpat, de renovat, de făcut multe alte lucruri. Domnul Chițac, stați jos în biroul ăla, că vă stă bine și acum. Luăm o pauză de publicitate, ne întoarcem repede. Am întors și mai avem vești de comentat În timp ce domnul primar Chițac vrea primărie nouă Biserica greacă și teatrul Elpis se prăbușesc, dragi prieteni Sunt crăpate pe toate părțile, sunt niște clădiri vechi în care nu s-a investit niciodată ne anunță liderul comunității Elene de la Constanța, Anton Antoniadis, biserica greacă și teatrul de păpuși s-ar putea prăbuși pentru că politicul, cu majuscule, nu vrea să investească în Constanța. Un material publicat de tomisnews.ro și semnat de Marius Florian. Ce spune domnul Antoniadis, președintele comunității Elpis Constanța, care a participat la o emisiune de radio, unde a declarat următoarilii. Ar fi o posibilitate de investiții care să confere orașului o idee de ce vrei tu, de Monaco, de orice, o altă perspectivă a turistului față de Marea Neagră de plajă, dar în primul rând să consolideze malul, să nu se să, să nu ia la vale. Nu s-a putut politic, nu s-a putut ieri, nu se poate acum pentru că e politic și nu dă bine să facă cineva o lucrare care să dea liber celorlalți să urle și să facă opoziție. Nimeni nu-și dă seama că e vorba de opoziția lui Gheorghe Ion, e vorba de opoziția Constanțeanului față de Constanța, zice Antoniadis, cine să bage bani acolo fără niciun motiv. Era așa vă Dar eu răspunsul domnul Antoniadis, dacă vreți, fiindcă ăștia oricum se vor ascunde după Cireș. După ce au stat în campania electorală cu multiculturalitatea în bot, cu diversitatea etnică în cioc, cu bogăția, cu Europolisul Constanțean în declarații, toți șmecherii ăștia care s-au ajutat acupă scaunele de conducători au uitat. Da, au uitat de unde umblau cu cerșitul de voturi. Lasă, bă, să mă ce e cu minori? A, mă, ia să mai stea, bă, și ăștia în banca lor, da? Ia să mai stea, mă, și ăștia al de turci, greci, tătari. Ia gura, mă, ce mic. Despre asta e vorba, domnul Antoniadis. Pe scurt, pe scurt, oamenii n-au nici cea mai mică idee despre ce trebuie să facă acolo. Despre patrimoniu. Ce-ți vorbim despre? Domnul Antoniadis. Peste ruinele cetății Tomis, aia grec, să construiesc două blocuri, n-ați primit răspunsul despre interesul orașului, mă rog, nu al orașului, al, deși și al comunității. Că dacă pe cetățenii doare fix în spatele gării, nu e și asta o, demo asta o demonstrație de interes? Bineînțeles că da. E adevărat, în Ortodoxie turma trebuie condusă, dar cine să o conducă la Constanța? Să fim serioși. Aia este materialul pe larg cu declarația integrală și alte detalii în ceea ce privește prăbușirea iminentă a Bisericii Elene, metamorfosis, dar și a teatrului Elpis din zona veche, zona istorică a Constanței. Citiți în tomisnews.ro un material semnat de domnul Marius Florian. În Constanța de azi însă... Să aplaudă între ei. Stere, hira e mândru, o, ficiorul! Ficiorul este mândru de el. Dar de ce? Da, de ce? A renovat un veceu. Bravo, ne Stere! Păi, da, ne așteptam, vrei, ești capacitate, vrei! Mi se pare absolut genial. Publicația Constanța de azi. Subtitul Elogii la Constanța Am promis, ne ținem de cuvânt A fost reabilitat wc din piața Tomistrei Băi, sigur, acum a vorba lui Vespasian Banii n-au miros A, nu știți cu Vespasian Vespasian este împăratul care având nevoie de bani Ca să construiască Coloseumul A pus taxa pe pișulică Da? Și cum? Apoi dădeai un ban și te pișulică într-o găleată N-aveai voie să te pișulică la colțul străzii Că stăiau pretorienii crocodilul Și atunci dai un bănuț, te țineai de... Prepuț este expresie științifică, să știți. Te țineai de prepuți și deșertai bășica udului în găleată, așa adunat Vespasian bănuțul. Deci, ai nevoie de niște toalete care să-ți aducă bănuții. Bravo, domnul Sterehira, să-l lăudăm. Băi, adevărul este că după mai bine de jumătate de ani de guvernare de dreapta, iată. Bine, nu e gata niciun fel de sit Story din Constanța, dar veceurile, bă capacitate. Bă. Da! <laughs> să citim. La șapte luni de la instalarea noii administrații la Constanța apar și primele realizări care aplaudăm. Regia e în picioare, domnul Stere, să știți! Băieții sunt în picioare, vă aplaudă! Așa, apar și primele realizări. În termeni elogioși a fost prezentată pe Facebook reabilitarea wc din piața Tomistrei. Materialul sigur este mai lung. Domnul... Uh... Sterehira, cred că a zis, sau ceva. Am promis, ne ținem de cuvânt, la sfârșitul săptămânii trecute am soluționat o problemă semnalată frecvent încă de acum patru ani, de operatori economici. <laughs> Hai de capul meu! Deci citiți toate detaliile despre cum se vor pișa, mă scuzați, cum, se vor, cum vor micționa operatorii economici peste realizarea domnului Hira în Constanța de Azi mă au semnat, au zis și, un, eu, au pus și un nume aici. Nu. Deci a semnat, e scris cu același curaj de reporterul cu numele Constanța Brazi. <laughs> Înainte de a trece de la niște chestiuni, după părerea mea, consistente și care se dezbat foarte puțin. De către municipiu, să anunțăm publicul larg că domnul Laurențiu Mironescu vrea din nou la minister, nu s-a săturat, nu s-a săturat. minister, nu s-a săturat de dus la Amititica, înțeleg. Să vă amintesc, domnul Laurențiu Mironescu a fost umflat de către Volga Neagră Pe vremea președintelui Băsescu În cadrul activității să anticorupem pe toată lumea N-are importanță dacă e vinovat sau nu, să-l băgăm la bulău Domnul Mironescu n-a apucat să spună pledez nevinovat Că l-au umflat ăia, l-au băgat la bulău bă, și l-au ținut Domnul Mironescu era secretar de stat Adică era la minister o vreme s-a făcut și el mic, i-au dat ăștia drumul de la bulău, s-a dus acasă, s-a pupat cu familia și părea că își vede de treabă, dar nu, 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 domnul Miron Nescu a intrat înapoi în partidul care l-a băgat la pârnaie? Pardon! Hmm? Ba da, că PMP-ul și domnul Băsescu era cu anticorupția în gură. Așa că știți cum e sindromul Stockholm? <laughs> Să îndrăgostește victima de călău? Da... Domnul Mironescu s-a înscris la PMP și vrea la minister, bre. La Ministerul Transporturilor, în locul directorului Gabriela Murgeanu, scrie domnul Dorian Hapurnea în Constanța.info. Uh, 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 presa locală, zice domnul Hapurnea, a speculat faptul că ministrul Cătălin Drulă ar prefera o pe userista Doina Teodoru, Cojocaru, pe care nu o cunoaștem, care ocupă din 2001 postul de consilier juridic în cadrul Companiei Naționale a Porturilor Maritime S.A. Constanța. Bă, înseamnă că ar trebui să o cunoaștem totuși. An de zile această poziție a fost ocupată de Gabriela Murgeanu, soția domnului Răzvan Murgeanu, a fost viceprimar și consilier al lui Băsescu. Ea, rămâne între noi, cu niște o-o, cam de 60 de ori mai mari decât al lui domnul Mironescu. Dar s-o fi schimbat modificarea. Mă rog, în fine, domnul Murgeanu a fost săltat și el până în 2016 și până în 2017 a primit un bilet de scria cu suspendare 2 ani de nasol, de mititica. Acum să odihnește, înțeleg domnul Murgeanu, să încălzește domnul Mironescu. Materialul sigur este mai lung. Domnul Dorian Hapurnea ne mai povestește și despre aventurile domnului Laurențiu Mironescu în viața profesională de marinăreț, precum și în viața lui de politician și ne dă și o poză recentă cu domnul Mironescu și pe, cu domnul Claudiu Palas, pe care îl salutăm pe această cale și urăm uh, mult succes. La noastră, la partid, domnul Palas, să fac gogoși? Da, la bune, nu, așa, să fim pregătiți cum ar veni dacă mai trece Volga pe acolo, pe în București, nu se știe niciodată, să știți. Trebuie să fim pregătiți. Bun, dragi prieteni, cât mai avem? 5 minute! Bă! Dobrogealife.ro, sub semnătura domnului Călin Gavrilaș, ne dă altă veste, dragi prieteni, că e război pe mitropolie. Aia e vestea. Anume că oamenii lui Teodosie contraatacă. Patriarhul, Patriarhul Daniel a fost acuzat de plagiat. Iar Emilia Șercan, că nu are licență, asta cu. <coughs> Vedem o fotografie foarte frumoasă. În stânga, arhiepiscopul Tomisului, la mijloc, doamna Șercan, în partea dreaptă, uh, patriarcul României. Sper că doamna Șercan măcar se simte foarte bine între doi prelați. Doamne, ajută. Doar câteva zile le-au trebuit oamenilor lui Teodosie pentru a lansa atacuri la adresa Patriarhului României sau jurnaliștilor care au scris despre tezele de doctorat cu probleme bine cuvântate de profesorul Teodosie. Sub acoperirea că se organizează simpozionul internațional Tomisului Izvor Cultural și Spiritual în promovarea identității românești în țară și peste hotare, Arhiepiscopia Tomisului a chemat Presa Constanțeană pentru a-și trimite săgețile de răspuns la Patriarhie. Materialul e lung și conține foarte multe detalii de la această întâlnire: pe care de care v-am pomenit așa pe scurt. Vă recomand să-l citiți în dobrucealive.ro. Vă spuneam, conține și punctul de vedere a lui Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. Din punctul meu de vedere, sigur, dincolo de această discuție legată de procedurile biserice ortodoxe române, pe care trebuie să le respecte, vrem sau nu, de iubirea deosebită dintre Teodosie și Daniel, de iubirea deosebită a diversilor domni care sunt în spatele lui Teodosie, respectiv a lui Daniel, bă, dincolo de povestea asta, Dobrogea merită o reparație istorică. Drumul, calea pe care se va merge ca să se ajungă foarte repede la această reparație istorică, nu mă privește. E treaba oamenilor biserici ortodoxe române. Însă noi dobrogenii, fie că suntem constanțeni, fie că suntem tulceni, noi dobrogenii merităm această reparație istorică. Am auzit, nu spui cine că ar fi grea treaba pentru că patriarhul ar trebui să-și taie din titulatura de nobil aia cu mitropolit al Dobrogei. O fi important? Nea Daniele, o să scrie asta pe piatra de mormânt, te încălzește cu ceva? Când te duci la șeful la mare al tuturor și scrie pe bilet mai puțin mitropolia Dobrogei îți dă un loc mai friguros sau care-i treaba? Nu știm. Ce faceți, mă? Mi-au mai dat 5 minute. Bă, ce oameni de treabă și oameni ăștia de în regie. Deci cam asta e părerea mea, eu ca ghid. Îmi face mare plăcere, e o chestiune, ghidării asta, pe care o fac prin Dobrogea, o fac din pasiune, nu pentru bani. Sigur că sunt plătit, că lucrez, lucrez pentru o companie privată, subliniez, nu de stat, așa cum lucrează tot felul de guguștiuci, care ne dau lecții despre cum trebuie cu turismul. De, a, da, 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 da umblu prin Dobrogea și prezint românilor din România, precum și multor români care vin din Canada, din Statele Unite, din Germania adeseori, le prezint istoria veche a acestui ținut, le povestesc despre martiri, îi duc în locurile în care osemintele acestor martiri au fost descoperite, în locurile în care aceste oseminte sunt depuse. Și oamenii spun, păi în România, până în Moldova, la alte mănăstiri, n-am văzut, păi ăsta este... Acest ținut, această regiune este regiunea martiriului sângeros, cum spunea uh, un preot. Aici au murit creștini pentru că au refuzat să-și lepe de credința în vremurile din începutul creștinismului. Nu acum când toată lumea e creștină, rămână boierule. Da? Nu acum când uh, nu ți se întâmplă nimic. Uh, orice alegere religioasă ai face. Și oamenii ăștia se întreabă, și oamenii ăștia poate că privind la războiul dintre patriarhie și Arhiepiscopie, Tomisului se întreabă noi am văzut acolo începuturile creștinismului pe care nu le mai vezi nicăieri în România. Am fost la peștera apostolului, a Sfântului Andrei. De ce n-ar avea Dobrogea Mitropolie? Repet, căile procedurale ale bisericii ortodoxe române sunt ale ei, însă biserica am auzit de la înalții prelați că e al lui Dumnezeu și a noastră ca atare și nu a lor. E o dezbatere uh, pe care mi-ar fi plăcut să o văd uh, mai consistentă și mai aprofundată în societate. Vedem doar un război cu baionete în spate și cu niște cuțite la fel. Dragi prieteni, să trecem la o veste bună pentru noi, belea pentru hashtag <laughs> Cred că-și frâng mâinile prin cămări. Dă urlau! Uuu! PSD-ule! Ne poluize aerul! Bă, ce să vedeți? Belea la <laughs> Aerul din Constanța, al mai curat din țara românească? <laughs> Ordinea.ro publică un studiu Constanța și Tulcea Județele cu cel mai curat aer din uh, România, un material semnat de Maria Ionescu. Litoralul este zona cu cel mai curat aer din țară. <laughs> Hai știi unde sunteți, mă? Numai, vă poluați acum că a pierdut PSD-ul alegerile, e aerul bun. A? <laughs> Ce minciuni la care publicul sigur că a pus boticul. Eu am mai anunțat și atunci. Eu o explicație cât se poate de simplă. Eu vă recomand materialul de ordinea.ro. Citiți, e mai lung, are tot felul de date despre studiu și așa mai departe, dragi prieteni. Dar v-am zis și atunci, bă, e o treabă simplă să schimbă vântul la noi pe litoral, dar sigur că din punct de vedere meteo sau cum să-i spunem, al biologic, când vântul bate până la Megidia, am înțelegeți? Deci când se schimbă vântul dinspre mare spre uscat, dinspre uscat spre mare, să curăță bă, dobrogead aerul poluat și aerul curat. Că vine aerul curat de pe mare, tântălăilor! Citiți materialul în ordinea.ro pentru că mai avem un minut și un pic, nu o să încheiem așa, dragi prieteni. Este ediția de la care se simte mirosul sfârșitului de săptămână. Citim în atac de Constanța un material și o invitație semnată de doamna Cristina Ionescu. E o invitație la teatru în weekend cu spectacole pentru toate gusturile. Spun reprezentații Teatrului de Stat Constanța, vă invităm să vă condimentați acest weekend cu teatru deoarece ia ca vineri de la ora 19 memoria apei de Stephenson, trei surori cu fir și cu trasete, na, 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 din distribuție Dana Dumitrescu, Liviu Manolache, Alina Manțu, Georgiana Rusu, Laura Iordan, Adrian și Andu Axente, pe care îi salut cu drag. Sâmbătă pe 7 martie de la ora 19, meciul de comedie în regia lui Dragoș Muscalu, un spectacol care e diferit de la o reprezentație la alta, nu sunt două ediții la fel, nici n-aș putea să vă spun la ce o să vă uitați, dar se presupune că veți râde bine, iar duminică de la ora 19 revin pe scenă gaițele! Un clasic consacrat, prieteni, în regia domnului Lulă pentru prieteni, dar pentru noi spectatorii, domnul Lucian Iancu, pe care îl salut pe această cale, cu Dana Dumitrescu, să rămână doamnă în rolul principal. Plătiți bilet, pei! Și hai la teatru! V-am pupat!